Temele de dezbatere ale seminarului sunt programele pentru minorități, dar și pentru publicul larg, dialogul interetnic în audiovizual și aspectele legate de realizarea unei emisiuni. Avem o serie de probleme legate de calitatea informațiilor și a materialelor care sunt prezentate în general în mass media, inclusiv la noi în regiune. O scădere foarte semnificativă a calității în ultimii ani și chiar o serie de probleme legate de respectarea unor prevederi ale codului deontologic al jurnaliștilor în legătură cu reflectarea diversității culturale. Dar sunt și elemente foarte pozitive, sunt și exemple foarte bune de profesionalism și de reușite atât în audiovizual cât și în presa scrisă. Invitatul special al seminarului este jurnalistul Bela Batiani de la televiziunea publică elvețiană, realizator de documentare pe tema minorităților. Din câte am înțeles, problema în țara voastră este că se fac emisiuni doar pentru minorități și doar despre ceea ce fac minoritarii. La televiziunea publică din Elveția tratăm totul din două părți. De exemplu, în documentarul meu despre minoritarii albanezi am arătat cum trăiesc ei și ce probleme au, dar am abordat problema și din punctul de vedere al majorității. Altfel, este un discurs unilateral ce nu servește nimănui. În programul seminarului este inclus și workshopul Portrete cu gust și rețete expresive, în cadrul căruia fiecare participant va realiza două reportaje. Partea pragmatică a seminarului o veți vedea în 4 decembrie, când în Piața Operei din Timișoara, pe un ecran imens, urmăriți producțiile pe care le vom face după această întâlnire. Deci astăzi, la ceas de seară, discutăm toți cum facem portrete ale minoritarilor din toată România, Ungaria și Serbia, facem rețete expresive și portrete cu gust, iar la rețete, de exemplu, am să propun să tratăm cu toții cartoful. Să vedem cum se mănâncă cartoful în ungurește, în germană, în sârbește, cum se mănâncă la Novi Sad, cum se mănâncă la Seghet. Cea de-a doua etapă a seminarului va avea loc în perioada 3-5 decembrie 2013.